TVR Cluj a produs o serie de materiale și ediții speciale cu ocazia comemorării victimelor armenocidului, care au fost reunite sub denumirea Genocidul Armean 100 de ani. S-a evidențiat astfel un episod tragic care a marcat istoria armenilor din întreaga lume, a armenilor din România, inclusiv a armenilor din Transilvania interculturală. Demersul jurnalistic în sine este o inițiativă care a implicat o colaborare foarte strânsă a tuturor departamentelor TVR Cluj. A fost o muncă care a adunat multe emoții, amintiri dureroase, dar și date istorice care să contribuie la o mai bună cunoaștere a contextului istoric în care a avut loc în urmă cu 100 de ani genocidul împotriva armenilor din Imperiul Otoman. Eu cred că era de datoria TVR Cluj să ne ocupăm cu povestea armenilor noștri, cum ar veni, armenilor nu numai din Transilvania, că am făcut multe interviuri și cu armeni români de la București, Constanța și așa mai departe. Cumva era de datoria noastră să facem acest proiect, fiindcă noi avem un slogan, TVR Cluj pentru Transilvania. Și cred că sloganul acesta trebuie un plus cu conținut. Adică dacă toți suntem pentru Transilvania, trebuie să fim pentru toți concetățenii noștri din Transilvania. Nu de mult am făcut niște emisiuni pe tema Holocaustului, la cei 70 de ani de eliberare a Auschwitz-ului și acum a venit momentul când trebuia să facem pasul acesta pentru armeni, pentru că și prin asta ar trebui să ajungem la o cunoaștere mult mai bună și mult mai amplă. Prin cunoaștere putem să ajungem să fim concetățeni adevărați. Echipa care a realizat seria de materiale și reportaje din cadrul proiectului Genocidul Armean 100 de ani a fost formată din Cosmin Oșorhean și Adrian Olar, editor imagine, Cosmin Ferenț, asistent imagine, Cristian Balaj, director imagine, Karen Sebe și realizator și Cotolin Orban, producător. Procesul de lucru a fost foarte lung, de mai mult de o lună, îmi place să spun lucrul acesta. De fapt, ne petrecem zeci de ore din săptămână cu colegii mei editori imagine, Adrian Olar și Cosmin Oșorhean. Îmi place să spun asta de aia și vreau să menționez în cabina de montaj din subsolul TVR-ului. De fapt, acolo se întâmplă tot procesul. Sigur, după interviuri, după teren. A fost un proces foarte interesant, vă mărturisesc, pentru că, înainte de toate, am învățat multe. De fapt, a fost o lecție de istorie pentru mine. Admit că nu știam eu prea multe despre istoria armenilor, despre poveștile lor zbuciumate, m-au atins la suflet și permiteți-mi să spun acest lucru. Ieri am primit un feedback de la un telespectator care a zis așa, simt că proiectul acesta are suflet și mi-a plăcut foarte tare că, iată, se vede ceea ce facem noi de luni, de zile. Ne aflăm la Media Forumul organizat de către Guvernul Republicii Armenia aici la Ararat. Forumul Media se numește La Poalele Araratului și participă multe sute de jurnaliști din toate colțurile lumii. În programul acestui forum vor fi prelegeri prezentate de către miniștrii ai Guvernului din Republica Armenia. Totodată și-a anunțat participarea și președintele Republicii Armenia, Serge Sargsyan. Da, stop! Am avut ocazia să lucrez nu de câte ori mi-aș fi dorit la astfel de materiale, dar și în momentul în care am avut ocazia, am observat că există, cel puțin ce am simțit eu, un consum emoțional extraordinar, cu toate că în momentul în care vii la serviciu, te pregătești, vorbești cu realizatorul, te uiți la cadre, începi să le asamblezi, încerci să fii cât de cât detașat, ca să poți să dai randament. După ce ieșeam de la montaj, efectiv ieșeam frânt. Și îmi trebuiau câteva ore să-mi revin. Câteva zile am simțit durerea aia și toată încărcătura asta emoțională. Bineînțeles, s-a întâmplat acum 100 de ani, dar totuși, parcă văzând imaginile, lucrând cu ele, te transpui în acea perioadă sau, mă rog, cât poți să înțelegi din chestia asta și e emoționant.
Ne-am gândit din start la niște noi blenuim pastiluțe, materiale mai scurte, care au impact imediat, care au un impact mai adânc și povești, sigur. Povestea e ceva elementară de bază, povestea ne captează atenția și aceste povești tragice, aceste povești triste și totuși cu un final, să spunem, pozitiv. Pentru că noi avem în Ardeal, în Transilvania, foarte mulți armeni, o cultură armenească vastă și foarte frumoasă, din acest punct de vedere și pozitiv. Dar revenind la poveste, povestea captează atenția și cred că din acest motiv ne-am gândit noi să redăm povestea unora ca să ne rămână amintire pentru totdeauna. A reușit să fugă din Turcia tatăl meu și pe vapor, unde stătea ascuns în cală, a visat într-o noapte cu biserica din Gherla, Sfânta Treime din Gherla, care a fost pe coperta unei cărți de școală. Și așa s-a hotărât că va merge în scăparea lui, a fost, că va merge în, la Gherla. De pe aici a fost. Să-și găsească rostul acolo. Acolo a găsit-o pe mama, care era orfană de mamă și... În primul rând vreau să mulțumesc colectivul de realizatori al acestui proiect, care mi-au acordat această mare provocare, a zice eu, pentru mine, să editez aceste interviuri. Pentru mine a fost o chestie absolut fantastică, deoarece aproape tot montajul a fost din poze de arhivă, de o anumită rezoluție, mai bună sau mai puțin bună, care a trebuit să le prelucrez, ca aceste poze să arate pe fiecare bucățică de reportaj ce a însemnat această tulbure perioadă. Și astea ce efecte au? Păi avem pe el pus un color corrector. Așa. Avem un și un am și pus old-ul un, nu am pus pentru că old-ul am pus pe fișierul normal. Deci okay, asta, ok. Old-ul aici nu este. Old-ul dar nici nu trebuie nu că este old-ul, da. Pentru că am lucrat eu în chroma key, exact, că să le fac mai galben, da, un pic. Da. Sunt de fapt niște poze de arhivă care au trebuit să fie prelucrate în așa fel încât să transmită telespectatorului perioada tulbure prin care a trecut statul armean între anii 1915-1917. Recunosc că nu am cunoscut foarte multe date istorice despre acest genocid, dar pe parcursul montajului m-am pus la punct și chiar am observat prin ce mesaje transmiteau interlocutorii că a fost o perioadă extraordinar de grea pentru statul armean. Acest proiect l-am început practic de la zero, adică pachet grafic, burtiere, imagini prelucrate, interviuri și încet încet le-am pus toate cap la cap și să sperăm că vor avea un efect asupra celor care nu au știut și nu au fost așa de bine informați despre ce s-a întâmplat în Armenia în acea perioadă. Armenia și întreaga comunitate armeană din lume comemorează astăzi, 24 aprilie, un secol de la începutul deportărilor și masacrelor din timpul Imperiului Otoman. Az első modern kori népírtásra az oszmán birodalomban élő keresztény örmények szisztematikus megsemmisítésének 100. évfordulójára emlékezik a világ ma, április 24-én. Toate materialele realizate în cadrul proiectului Genocidul Armean 100 de ani au fost difuzate pe TVR Cluj și pe TVR 3 în cadrul unei campanii mai ample derulate de TVR Cluj și au fost prezentate de asemenea și în cadrul evenimentului de comemorare organizat de filiala clujană a Uniunii Armenilor din România. Cred că învățătura cea mai importantă a proiectului trebuie să fie să
știm să ne respectăm reciproc, să ne respectăm aproapele cultura lui, religia lui, etnia lui, pentru că prin respect și prin cunoaștere putem ajunge la un consens, la o conviețuire bună. Și cred că proiectul acesta, Genocidul Armean la 100 de ani, la acest lucru a adăugat ceva, la cunoașterea reciprocă, și de asta îs mândră.